Îmi face deosebită onoare și plăcere ca astăzi la Guvernul României să vă primim și să vă facem premiera în urma rezultatelor pe care dumneavoastră le-ați realizat la campionatele europene, fie de haltere, de gimnastică sau la Fed Cup-ul care a avut loc în Canada. Din tot sufletul meu, felicitări! V-am privit la televizor cu mare drag și v-am ținut pumnii din fața televizorului. Eu, ca și fost sportiv de mare performanță, am trăit la maxim succesul vostru, pentru că știu ce înseamnă să fii pe prima treaptă a podiumului, să ți se intoneze imnul și să te întorci acasă victorios. Așa că felicitări dumneavoastră, în primul rând, dragi sportivi, pentru munca pe care ați depus-o pentru sportul românesc, dumneavoastră, dragi antrenori, pentru efortul pe care îl faceți în fiecare zi, ca talentul acestor sportivi să fie pus în valoare, federațiilor naționale pentru efortul pe care și ele la rândul lor le fac și astăzi Ministerul Tineretului și Sportului îi premiază pe acești dragi sportivi. Felicitări încă o dată și să știți că suntem mândri de rezultatele dumneavoastră și vă doresc mult succes în drumul dumneavoastră spre Rio. A fost o etapă de pregătire grea care s-a finalizat cu acest campionat european la Montpellier. Un campionat european care ne obligă și pe noi în 2017 să organizăm o competiție fără cusuri, fiindcă a fost într-adevăr o competiție fără cusuri. Sportivii noștri s-au străduit. O medalie de aur prin domnișoara Munteanu. O medalie de argint la paralele prin Marius Berbecar. La rândul meu vă rog să-mi permiteți să felicit colectivele tehnice, cel de la fete sub conducerea domnului Octavian Belu, antrenorului moldovan, antrenorului Ioan Suciu, coordonatorul lotului olimpic masculin. Avem obligația de a ne pregăti în continuare, avem campionate mondiale în acest an, o competiție de calificare pentru Jocurile Olimpice și vom încerca să facem tot ce este posibil pentru a ne prezenta de asemenea cât se poate de bine și la acest campionat mondial. Încă o dată vă mulțumesc pentru sprijinul pe care îl acordați sportului de performanță în principiu, dar gimnasticii în mod special, și să sperăm că vom reuși să nu dezamăgim în continuare. Vă mulțumesc! Vreau să-i felicit pe sportivi, vreau să felicit colectivul tehnic al Federației de Haltere. Este adevărat, e o competiție importantă, campionatele europene, o competiție la care, cu care am obținut medalile pe care le știți prin Croitorul, Andreea. Din păcate, aurul de data asta nu a fost în tabăra noastră, dar sper eu cu ocazia altor competiții să reușim să-l aducem. Vă pot spune că realizăm că ne apropiem vertiginos de Jocurile Olimpice, mai întâi campionatele mondiale, unde este și criteriul de calificare, și sper să reușim să avem un număr cât mai mare de sportivi calificați, sau cel puțin, cum ne-am propus, 3 la masculin, 2 la feminin. Și nu în ultimul rând, Jocurile Olimpice, unde sperăm să ne îndeplinim obiectivul pentru Olimpiadă. În rest, urez succes și gimnasticii, și tenisului, și la toată lumea. Bună ziua! Reprezint aici echipa de Fed Cup. Îmi pare rău că fetele nu sunt prezente, au plecat la turnele premergătoare Roland Garrosului. Este o onoare că mă aflu aici alături de atâția campioni și de doamna ministru și dânsa o fostă campioană și cu siguranță ne-am bucurat foarte mult de această calificare. Ne dorim
ne-am îndeplinit obiectivul pentru anul, va trebui să ne punem un obiectiv mai măreț, câștigarea Cupei Federației, și cu siguranță ne vom strădui să ne ridicăm la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Vă mulțumim mult! Pești un pic, așa. Avei, dacă îți spune, nu te crede, ce ați avea pe omul, te-ai un lui tu bani. După bune a făcut.